la preasfințite Părinte Mitropolit, onorat auditoriu. Înainte de toate, îmi exprim bucuria că suntem din nou împreună în seara aceasta la o nouă temă, la o nouă conferință din ciclul conferințelor axate pe subiectul Familia Creștină, inițiate de către organizația creștină Agape. Este o bucurie pentru noi, pentru toți, să fim din nou împreună și mai ales pentru organizatori, văzând din nou sala plină. Casa de Cultură a Studenților nu este o sală mică, iar faptul că este plină arată interesul deosebit pe care îl aveți pentru astfel de teme cu care se confruntă societatea noastră și de care depinde viitorul societății noastre. Aș vrea să exprim și eu sincere mulțumiri înalt preasfințitului Părinte Mitropolit pentru tot sprijinul pe care ne-l-a dat până acum și pentru faptul că a fost prezent aproape la toate conferințele. Pentru că suntem la capătul, la finalul acestui ciclu de conferințe, urmând a fi reluate în toamnă, aduc din nou mulțumiri sincere tuturor preoților care au vestit programul acestei organizații și în același timp tuturor bisericilor evanghelice din Cluj și nu numai și reprezentanților lor pentru constanța cu care au susținut acest program și pentru seriozitatea de care au dat dovadă atunci când este vorba de o lucrare comună, de a vesti Evanghelia. Biblia ne unește, e adevărat că deși desparte. Dar cred, sunt convins că va veni un timp când ea nu mai ne va uni. Mulțumiri tuturor și dumneavoastră pentru prezența aici și acum aș vrea să trecem la o temă deloc ușoară de tratat. Din perspectiva Bibliei, divorțul o soluție? De ce am intitulat această temă așa? De ce am dat acest titlu? Pentru că pentru foarte multe familii de astăzi, o să vedem o statistică spre final, divorțul este o soluție. Nimic mai amăgitor decât să apelezi la această soluție pentru a încerca să depășești obstacolele vieții și ale familiei, greutățile, dezamăgirile, impasul prin care trece de multe ori familia în existența ei. Dacă nu este o soluție pentru mulți, divorțul este un punct de reflexie, nu cumva am putea să depășim totul dacă am apela la divorț? Și asta, în primul rând, datorită asaltului, atacurilor din vremea de astăzi, de pretutindeni, nu din urbea noastră, nu din țara noastră, asupra familiei creștine. De aceea, divorțul nu că este o soluție. Și pentru toți care suntem aici și care ne aud și acum și pe calea undelor, nici o clipă să nu cochetăm cu ideea că în fața greutăților, încercărilor prin care trece de multe ori o familie tânără sau mai puțin tânără, dacă ar apela la divorț, ar fi acesta o soluție. Și acum, haideți să vedem ce ne spune Biblia despre divorț. Dar înainte de toate, pentru cei care poate sunt pentru prima oară aici, dar și pentru cei care nu sunt pentru prima oară aici, aș vrea să prezint structura tematică în care s-au încadrat conferințele noastre, inițiate aceste conferințe de organizația creștină Agape. Sus de tot, societatea de azi, o lume fără familie, am tratat-o la cinematograful Victoria. Homosexualitate, ce ne spune Biblia aici? Avortul, ce ne spune Biblia în această sală? Divorțul astăzi? Și urmează în toamnă, foarte probabil, poate această temă, când și cu cine ne căsătorim. Foarte important,
primul pas în căsătorie. Primul pas în căsătorie este dat de răspunsul la aceste două întrebări. Când și cu cine ne căsătorim? Și apoi alte două teme, probabil vor suferi unele nuanțe, copiii primăvara vieții și educarea copiilor, exemplul părinților. Și așa cum ne-am obișnuit, un scurt cuprins, o prezentare a cuprinsului pentru a putea să urmăriți mai ușor ceea ce am să spun în seara aceasta. Vorbește Biblia despre divorț, mărturia Vechiului Testament, mărturia Noului Testament, Evanghelia lui Iisus și perspectiva Apostolului Pavel legat de Noul Testament. Vreau să vedeți de ce. Soluții pentru evitarea divorțului. Dacă se întâmplă totuși divorțul, ce facem? Și în loc de concluzii, mesajul pentru lume. Și acum, prima problemă de preliminari, o întrebare. Când și cum a început divorțul? A fost prima problemă care m-a preocupat. Și, din păcate, n-am găsit un răspuns decât foarte evaziv, și anume, acest lucru m-a obligat să spun și să răspund, nimeni nu știe. Dar sunt convins că unii din sală ați putea să-mi spuneți anumite puncte de început ale divorțului. Nu cred că acelea sunt, eu am să le amintesc pe unul dintre ele. Ci cred că acela e primul lucru când s-a consemnat numai evenimentul respectiv. Dar, cum familia a existat întotdeauna formată nu numai din sfinți, și am văzut acest lucru în Vechiul Testament, imediat aproape după crearea omului, a avut în fața ei și, cu ghilimele de rigoare, perspectiva divizăriei. Pentru că omul, în păcat, alege de cele mai multe ori soluțiile dincolo de virtute. De aceea am spus, am dat acest răspuns, nimeni nu știe, și am mai adăugat originele sale undeva în trecutul prăfuit al istoriei. Codul lui Hammurabi, circa 1772 înainte de Hristos în Babilon, amintește de despărțirea în familie, de divorț. Apoi, în Grecia antică, la roman, a existat divorțul. Până astăzi, în mii și mii de variante ale legiferării lui, singura țară din lume astăzi, care nu îngăduie divorțul, care n-a legiferat divorțul. Știți care este? Filipine. Singura țară din lume. Dovezile biblice, că sunt convins că vă întrebați, în primul rând, ce ne spune Biblia despre aceasta? Existente arată că, deși divorțul, și-a vedeți acolo subliniat, și nu este întâmplător subliniat, nu întâmplător am subliniat această expresie. Deși divorțul pare a fi recunoscut, permis și reglementat de către textul Sfânt, de către Biblie, nici într-un caz el n-a fost instituit de Dumnezeu. Dar a fost permis? O să vedem. Și voi face referire în mod deosebit la citatul pe care l-a accentuat în preasfinția sa în cuvântul pe care l-a rostit, din Matei 19. Pentru că acel citat, coroborat cu altele, o să vedeți și o să vedem și o mică deosebire între modul în care evangheliștii au relatat cuvântul lui Iisus, l-au înregistrat, spun aceste citate în multe manuale de morală, sunt luate ca singurul loc în care Iisus a vorbit de o condiție în spatele căreia
ar putea să stea permisiunea divorțului. Anticipez, nu, acesta este modul de interpretare corect al textelor respective. De aceea, astfel de teze și ipoteze trebuie reconsiderate astăzi din perspectiva exegezei creștine, a mesajului textului sfânt. Și o să vedeți despre ce este vorba. Scriptura nu relatează vreun act în care Dumnezeu să fie transmis direct prin apostolii săi, prin prorocii, prin aleșii săi, prin cei care au fost însărcinați cu mandatul misionar în lume de vestire al Evangheliei, prin care să fi stabilit sau să fi instituționalizat divorțul. Biserica nu are o teologie a divorțului. Cu toate că ar trebui să aibă. Și avem texte, pornind de la exegeza lor, care ar putea să formuleze o teologie a divorțului cu mai mare amploare și răspândire în lume. Dar constată dureros, zi de zi, clipă de clipă, absența durabilă a iubirii din familie. Ce avem de făcut aici și ce face biserica spre final? Prima problemă mare, primul capitol mare din prelegere, vorbește Biblia despre divorț și o să luăm mai întâi mărturia Vechiului Testament. Nu înainte de a spune că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament și-am accentuat în toate întâlnirile noastre acest lucru, în mod expres. Familia, căsătoria, este prezentată ca unitate permanentă, intimă, dintre un bărbat și o femeie. Aceasta este perspectiva globală, unică, fără variații, fără nuanțe, a cuvântului lui Dumnezeu, nu a omului. Nu a unei teologii, nu a unei biserici, nu a unui teolog. Și am accentuat acest lucru de atâtea ori și de fiecare dată. Că nu vorbesc nici în numele meu, nici al facultății mele, nici al metropoliei, nici al instituției, universitatea, nici în numele unei biserici, nu, ci în numele Bibliei. Pentru că în aceasta stă viața noastră. Și vă amintiți, poate de la a doua conferință, când am spus, când am citat cuvintele din Deuteronom, când Moise spune lui Iosua și se spune întregului popor, viața voastră și a urmașilor voștri și a copiilor voștri stă în cuvântul lui Dumnezeu împlinit. Așadar, indiferent de concepție, indiferent de reflexii, indiferent de filozofia pe care o avem, și să știți că trebuie să avem filozofie, trebuie să avem concepții, trebuie să avem păreri personale. Nu se poate să fim toți globalizați. De aceea eu am respectat și respect întotdeauna părerile tuturor. Să știți că și Apostolul Pavel a spus, între voi trebuie să fie dezbinări ca să se stabilească adevărul. A spus Apostolul Pavel. Și eresuri, adică cuvinte greșite, păreri greșite, învățături greșite, ca să se stabilească adevărul. Nimeni nu-i blamat și noi nu blamăm pe nimeni, eu personal, pentru propria convingere, pentru propria teză, pentru propria ipoteză. Mereu spun studenților, ridicați mâna la curs, puneți întrebări și contraziceți-mă. Să aibă curajul. Tinerii trebuie să știe de astăzi că trebuie să aibă curajul, să spună punctul de vedere. Poate e bun, poate nu e bun. Dacă e bun, să triumfe, iar dacă nu e bun, să-l corecteze. De aceea, doar în numele cuvântului Dumnezeu, care este mesajul lui spre lume, vorbirea lui spre lume, vorbesc eu. Doar în acest nume. Primul text pe care îl abordez, în care s-ar părea că se vorbește despre divorț în Vechiul Testament, este Deuteronom 24:1. Nu avem multe texte despre divorț în Biblie, o să vedeți, Vechiul Testament. Dar haideți să o privim cu atenție acest text.
Deci va lua cineva femeie și va locui împreună cu dânsa și se va întâmpla ca ea, cum este important, să nu afle bunăvoință în ochii lui, pentru că el a aflat întrânsa ceva ce nu-i place. Avem aici și textul din Septuagintă, traducerea textului original în greacă, Asimon, și latinizat textul ebraic, Ervadabar, se scrie carte de despărțire, se o dă în mână și s-o scoată în casa lui. Adesea, aici, mulți și teologi au interpretat acest text ca fiind textul prin care în Vechiul Testament se reglementează, se legiferează divorțul în Deuteronom. Nu. Și acum atenție, de ce nu? Acest cuvânt de aici, ceva ce nu-i place, asimon în limba greacă, ervadabar în ebraică, însemnează rușinos, și am luat și traducerea lui din varianta englezească a Bibliei, deform fizic, indecent. Bun, ce înseamnă acum? Că dacă în căsătorie, potrivit regulii iudaice a căsătoriei, se trezește bărbatul la un moment dat cu ceva rușinos, indecent, deform fizic la femeie, putea bărbatul să-i dea carte de despărțire și să o lase. Dar aici nu este legiferat divorțul, ci dreptul este apărată femeia în dreptul ei de a fi mai departe protejată în Vechiul Testament. Adică, cu acea carte de despărțire, ea nu era aruncată în stradă, nu era sortită prostituției, cu acea carte de despărțire ea putea să se căsătorească. Deci, practic, aici, foarte permisiv, Vechiul Testament dă voie să se despartă familia, dar nu pentru ceva foarte serios. De aceea vorbim aici, în acest text, exegeza lui adevărată, în lumina specialiștilor Vechiului Testament, de marcă, exegeza aceasta vorbește doar de protecția femeii. Nu neapărat că prin acest text și în acel moment a fost legiferat divin, deci de către Dumnezeu, divorțul. Nu implică, aici este important, adulterul, această expresie ce nu-i place. De ce nu este implicat adulterul aici, ca apoi să poată fi familia desfăcută? Pentru că în Levitic 20:10 și în Deuteronom 22:22-24, nu am mai scris aceste texte, în economie de timp și de spațiu, se spune clar, se stipulează clar, se prevede clar, femeia care va fi prinsă în adulter să fie omorâtă și ea și adulterul, adică și bărbatul. Cu alte cuvinte, nu avem de-a face cu păcatul divorțului ca și condiție pentru desfacerea căsătoriei în Vechiul Testament. De ce? Logic. Cel care era prins în adulter era omorât. Deci n-avea ce să mai desfaci oficial. De aceea textul respectiv de aici nu vorbește de divorț, de adulter, ci într-un anumit caz, pentru că familia la evrei nu era cum este acum. Când în așa zisele căsătorii de probă, care nu sunt căsătorii, sunt drame ale vieții, ajung tinerii să se cunoască din diferite puncte de vedere. La evrei căsătoria era sfântă. Și atunci, într-un anumit caz, este protejată femeia. Adulterul nu intră ca și condiție de divorț și acest lucru ne va ajuta foarte mult să înțelegem textul Noului Testament, Evanghelia lui Iisus, cu referință specială la textul pe care l-am amintit în al preasfințitul și la care voi face referire. Încă un text. Și multe nume avem din Vechiul Testament referitor la atitudinea lui Dumnezeu față de despărțirea bărbatului de femeie.
În cartea profetului Maleachi, în capitolul 2, versetul 16, partea 1a, se spune așa: eu urăsc alungarea femeii. În alte traduceri, mulți din sală cunosc și alte traduceri, despărțirea în căsătorie. Deci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Alungarea femeii în ediția sinodală zice Domnul Dumnezeului Israel. Nu profetul spune, ci Dumnezeu urăște. Se spune, urăște alungarea femeii. Adică despărțirea în familie, în căsătorie. Dragii mei, aceasta este perspectiva Vechiului Testament. În jurul acestor două texte mari, pentru că cele pe care le-am amintit din Levitic și din Deuteronom vorbesc despre păcatul adulterului și pedeapsa capitală după el. Nu avem alte texte. Dar suficiente să vedem că Dumnezeu nici în Vechiul Testament n-a dorit despărțirea. De ce? Pentru că o să vedem imediat ce spune Iisus, citând și referindu-se la Vechiul Testament. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om în unitatea ființei lui duale, un singur trup. Ce este marele mister al creației lui Dumnezeu? Că l-a făcut pe om cu soția lui un singur trup. Să vedem ce spune Iisus. Și cu cuvintele lui nu ne putem juca. Haideți să vedem acum mărturia Noului Testament, mult mai largă, despre divorț. Și acum urmează texte grele, la care am să fac referire. Și chiar dacă teologi vor fi vizați prin acest mod de interpretare a textului, prin această exegeză, această perspectivă lui Iisus. Și putem să reevaluăm multe și din cele care sunt în teologie și în manualele ei. Mărturia Evangheliei lui Iisus despre divorț. Primul text, Matei 5, 31-32. Acest text este luat sau face parte din acea cuvântare a lui Iisus ținută pe un munte în timpul activității lui publice, în care cuvântarea de pe munte face o sinteză a legii Vechiului Testament, spiritualizând această lege și dându-i o altă conotație de sens și de interpretare din perspectivă spirituală. Acolo este toată esența modului în care Iisus s-a raportat la legea Vechiului Testament din perspectiva Evangheliei Lui. Nu este timpul acum să insistăm mai mult asupra acestui lucru, deși sunt convins că dacă ar fi această temă, ați asculta-o cu sufletul la gură. Ce spune Iisus despre legea Vechiului Testament în predica Lui? Noi ne oprim acum doar la un text care vizează tema noastră. Acolo Mântuitorul spune așa, cu foarte mare atenție aceste versete, s-a mai spus, deci, Iisus, auditorului lui, apostolii, iudeii, cărturarii, farisei, reprezentanții partidelor religioase, erau peste tot după Iisus, o să vedem ca să-L prindă în cuvânt, s-a și menționat aici mai devreme. Iisus citează din Vechiul Testament, din tradiție. Și nu numai din tradiția orală, ci și scrisă. Dar când spunea Iisus, s-a mai spus, tot auditorul lui știa despre ce vorbește. Și spune așa Iisus: cel ce își va lăsa femeia, să-i dea carte de despărțire. Am văzut textul. Eu însă vă spun. Deci nu anulează Iisus legea veche, dar spune, eu însă vă spun ceva mai mult. Și anume, că oricine își va lăsa femeia în afara pricinii de desfrânare. În textul original avem logupornias, cuvânt de
desfrânare, de destrăbălare, vulgar spus, o face să săvârșească adulter. Iar cel ce o va lua pe cea lăsată, adulter săvârșește. Ce credeți dumneavoastră din acest text? Că Mântuitorul spune aici că singura condiție care permite divorțul este desfrânarea? Așa a fost interpretat în multe locuri și în timp, în decursul timpului, acest text. Și o să mai vedem încă unul. Aici, în acest text, accentul este pus, dragii mei, nu pe divorț, ci pe păcat. Deci ce spune Iisus? Nu spune, dacă e vorba de desfrânare, să fim atenți la acest text, puteți să vă lăsați femeia sau soțul. Nu? Că dacă ar fi această nuanță a lui Iisus, atunci am avea o condiție a divorțului. Și anume, păcatul desfrânării. Un motiv. Nu. Iisus spune așa, numai cine își va lăsa femeia în afara pricinii de desfrânare, face ceva, adică o expune păcatului pe care Dumnezeu îl urăște. Desfrânare. Atât, spune Iisus. Și acum, de ce nu o expune păcatului mai departe al desfrânării? De ce nu este expusă mai departe adulterului femeia dacă este vorba de așa ceva? Vedem din Vechiul Testament. Pentru că era ucisă. Tot cel care era prins în adulter era ucis. Dar Iisus aici vorbește numai despre păcat, nu despre divorț. Cel care își lasă femeia în afara acestui motiv nu face nimic altceva decât să o expună mai departe păcatului desfrânării, care este urât de Dumnezeu. Deci nu este aici un text ca un motiv pentru divorț. Deși astăzi foarte multe lume, ajungem și acolo, când este vorba de adulter în familie, cale deschisă pentru divorț. Vom vedea care e perspectiva Evangheliei. Mergem la următorul text. Și anume, Matei 19, 3 până la 9. E un text mai lung, cu foarte mare atenție să-l privim, dar aceste texte de aici, Luca 18, 16, 18 și Marcu 10, 20, foarte important și o să vedeți de ce. Primul text, Matei 19, 3, 9, pe care l-a citit și n-a presimțit-o. Și au venit la el fariseii ispitindu-l. E un dialog pe care l-are Iisus, unul dintre multele dialoguri pe care le-a avut Iisus cu fariseii. Oamenii învățați de altfel, fariseii, cărturare, teologii Vechiului Testament, zicând, de ce n-au venit serios la Iisus? Și au spus, se cuvine oare ca omul să-și lase femeia dintr-o pricină oarecare, în alte traduceri, pentru oricare alt motiv? Ce răspunde Iisus? Iar el, răspunzând, le-a zis, n-ați citit, acum face referire la Vechiul Testament, la Revelație, la cei familia, cu alte cuvinte. N-ați citit că acela care i-a făcut de la început, bărbat și femeie i-a făcut, merge mai departe. Și a zis, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de femeia sa și cei doi vor fi un trup. Și la conferințele anterioare am insistat asupra acestui lucru, amintiți-vă, analizând aproape fiecare cuvânt de acolo, și în limba română, și în sensul lui original. De aceea nu mai insist acum. Ce ne interesează pe noi, în mod deosebit, ce spune Iisus, din ce spune Iisus, în mod deosebit, este subliniat. Cei doi vor fi un trup. Așa a făcut Dumnezeu. Și mai departe, răspunsul lui Iisus. Așa încât, concluzia, nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Ce le răspunde Iisus fariseilor? Pentru orice pricină, să-și lase
bărbatul, femeia, să se despartă? Nu. Și acum să vedem ce spune mai departe Iisus, o să ne surprindă. Deci odată Mântuitorul vorbește de indisolubilitatea căsătoriei, familiei. Și acum iată ce spune mai departe Iisus. Și au zis, ei au zis, atunci de ce Moise a rânduit să dea carte de despărțire și să o lasă? Făceau referire la textul din Deuteronom 24 pe care tocmai vi l-am prezentat. Știau bine Scriptura. Și Iisus ce răspunde acum? El le-a zis, nu-i contrazice, ci le spune așa, știți de ce Moise a îngăduit cartea de despărțire? Iată de ce. Din pricina învârtășării inimii voastre, v-a dat voie Moise să vă lăsați femeile, dar la început nu a fost așa. Deci în timp și Mântuitorul menționează o condiție. Învârtoșarea inimii. În limba greacă, noi nu putem traduce foarte corect, acest scliros cardia nu semnează ceea ce este tradus în edițiile de referință în limba greacă și în limba engleză, Hartherzigkeit, adică o inimă de dură, tare, sau hardness of heart, o inimă întărâtată, dură la fel, nu? Acest scliros cardia mai degrabă trebuie tradus cu o inimă bolnavă. Și știți când e inima bolnavă, spun Sfinții Părinți, interpretarea aceasta? Când nu încape în ea iubirea. Atunci inima e bolnavă. Deci, dacă am traduce așa, parafraza textul, acest cuvânt, am avea datorită inimii voastre bolnave, în care iubirea nu mai are loc. Pentru că roadele iubire apoi sunt iertarea, răbdarea, păcarea și așa mai departe. Ce sunt roadele iubirii? De aceea v-a dat Moise carte de despărțire. Pentru că v-ați degradat moral inima și n-ați mai înțeles ce înseamnă legătura voastră. De aceea v-a dat o carte de despărțire, cu alte cuvinte, protejându-o pe femeie în primul rând. Și spune mai departe Iisus. Aici sunt textele la care face referire Iisus. Iar eu vă spun că, din nou vine perspectiva lui Iisus, că în afară de vina desfrânării, avem același text, mie epipornia, oricine își va lăsa femeia și va lua alta, săvârșește adulter și cel ce a luat-o pe cea lăsată săvârșește adulter. Nici aici nu vorbește Iisus despre divorț. El vorbește cu insistență înainte despre unitatea familiei, când cei doi un singur trup, misterul de nedescris al creației, al iubirii lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu din familie? Și apoi vorbește despre condiția pentru care Moise, sau motivul pentru care Moise a îngăduit o anumită permisivitate în ceea ce însemna familia Vechiului Testament și perspectiva lui Iisus. Dar eu vă spun, în afară de cuvântul de desfrânare, iată ce faceți cu cea pe care o despărțiți. Vă despărțiți, iată. Nicăieri nu vorbește Iisus despre divorț. În afară de vina desfrânării, nu este în Evanghelia lui Iisus un motiv pentru divorț. Ci doar că prin acest motiv femeia este expusă în cazul în care este vorba despre ea acum, despre nării mai departe. Și oprobiului societății, și știm în Vechiul Testament cum era privită, am văzut, despre nare. Nu există adulterul în Evanghelia lui Iisus motiv de divorț. Mergem mai departe. Luca 16, 18, o să găsim ceva deosebit. Și sunt convins că cei care citiți Sfânta Scriptură mai mult și care o cunoașteți mai mult și în fiecare zi să citiți un capitol din Sfânta Scriptură, altă perspectivă are viața și alt sens în fiecare zi. Dacă citim un cu un capitol din Sfânta Scriptură. Filozofia vieții se schimbă.
încrederea, curajul, nădejdea în ziua de mâine e alta când citești un text, un capitol din Sfânta Scriptură. Aici găsim o deosebire. Oricine își lasă femeia și ea alta, săvârșește adulter, și cel ce o ia pe cea lăsată, săvârșește de bărbat, adulter săvârșește. Deci nu mai apare aici, în cuvântul lui Iisus, pe aceeași temă, pricina desfrânării. Și vom vedea acum și textul din Marcu și întrebarea care o pun. Se contrazic evangheliștii? Și vă răspund imediat. Haideți să vedem ce consemnează Marcu. E un text mai lung, e aceeași discuție din Matei pe care am prezentat-o mai înainte, dar ne oprim la ce este cu albastru scris. Și în casă, pentru că farisei întreabă, Iisus le dă răspunsul pe care deja îl știm, dar ucenicii nu prea au înțeles mult. Le-a fost frică de tot ce a spus Iisus. Pentru că ei știau că există atâtea motive să se despartă. Și i-am fricoșat. Și când ajung în casă, în taină cu Iisus, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. Învățătorului, cum e totuși cu despărțirea asta? Pentru că tu vii cu altă perspectivă, tu vii cu altă filozofie, noi nu înțelegem. Cum e cu asta? Explică-ne mai bine. Și atunci Iisus le-a zis, oricine își va lăsa femeia și va lua alta, săvârșește adulter cu ea. Iar femeia deci va lăsa bărbatul și se va mărita cu altul, adulter săvârșește. Vorbește undeva de divorț, de despărțire. Spune numai ce se întâmplă cu cel care își lasă soția. Întrebarea, sunt convins, a dumneavoastră este următoarea. De ce ne apare aici pricina de desfrânare? Expresia Mântuitorului Hristos consemnată de Matei. Știți pentru ce? Matei scria unei comunități eminamente iudaică, de proveniență iudaică. Acea comunitate căreia era adresată Evanghelia știa foarte bine ce spune Matei. Citim Vechiul Testament. În schimb, Luca și Marcu scria pentru creștinătatea de origine păgână, venind din păgânism. Luca adresează mai întâi Evanghelia unui aristocrat roman, unui patriciar roman pe nume Teofil. Nu știau ei păgâni nimic din legea veche. Deci nici Luca, nici Marcu nu puteau să se refere la legea veche. De aceea Luca, dacă vă întrebați careva, citind predica de pe munte, de ce la Luca este din câteva versete numai? Nu vă dau versetele câte sunt, pentru că variază în original. Și atunci, de ce? Pentru că Luca scoate din predica de pe munte tot substractul iudaic al predicii de pe munte de la Matei. Pentru că el scria pentru un alt destinata. De aceea nici Luca, nici Marcu nu consemnează pricina de desfrânare, ci doar atât. Cine își lasă femeia, o expune adulterului. Și ăsta este motivul în mare explicat al perspectivei lui Luca și a lui Marcu. Concluzie la Evanghelia lui Iisus. Vă imaginați câte nu mai permite textul încă de analizat, câte lucruri nu mai sunt. Ne oprim la concluziile la Evanghelia lui Iisus comparativ cu Vechiul Testament. Iisus accentuează indisolubilitatea căsătoriei. Am văzut. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Încât nu mai sunt doi, ci un singur trup. 2. În Vechiul Testament, adulterul era pedepsit cu moarte, adică cu uciderea cu pietre. Și acum vă dau unul din textele pe care le-am amintit înainte și am spus că revin la el. Levitic 20:10. Omul care va săvârși adulter cu femeie măritată, adică cel ce săvârșește adulter cu femeia aproape lui său, acela să fie dat morții, el adulterul, dar și ea adulteră. Adulterul aici nu este pricină de divorț. Pedeapsa imediat capitală. Nu era nicio salvare, în sensul că se despărțeau cei doi. Pedeapsa era capitală. Mai departe, concluzia a treia, în consecință, întrebarea. Încuvințează Iisus divorțul? Din toată analiza textelor pe care am făcut-o, textele pe care le-am văzut, răspunsul este categoric nu.
El protejează doar pe om de păcat. Îl protejează înaintea lui Dumnezeu și îl ferește de moarte. Mai departe. 4. Și acum vă citesc din Sfântul Ioan Gură de Aur, omilii la Matei, din Părinții Scriitori Bisericești, colecția 23, București, 1994, pagina 717. N-am dat tot cuvântul, ci l-am schematizat puțin pentru a-l putea urmări dumneavoastră mai ușor. Divorțul este împotriva firii. De ce? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că desparte trupul în două. Și să știți că am văzut într-un articol o imagine foarte frumoasă, nu le-am pus aici, din economie de spațiu, în care divorțul era reprezentat în felul acesta. O inimă și de un capăt al ei era un cui în cele două extremități ale inimii și de cui era legată o sfoară și de cealaltă parte la fel alta. Și soțul trăgea într-o parte și soția într-alta. Și făceau prin divorț nimic altceva decât să rupă inima în două. O imagine foarte frumoasă. Divorțul rupe inima în două. Inima care ne-a adunat, inima care ne-a plină de iubire, care ne-a pus împreună, inima care a făcut din ființa noastră o singură ființă și o rupe, trăgând de ea în două părți. Și inima se rupe prin divorț. Și de ce este împotriva lui Dumnezeu divorțul? Pentru că Dumnezeu, am văzut, nu îngăduie divorțul. Această perspectivă, Sfântul Ioan Gură de Aur, un părinte al secolului IV al Bisericii Creștine. Perspectiva Apostolului Pavel. Să vedem ce spune Apostolul Pavel. El a fost omul radical în tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a spus. Și iată ce spune Apostolul Pavel în Evanghelia pe care a primit-o prin descoperire de la Dumnezeu. Evanghelia pe care o vestea. Luăm primul text. 1 Corinteni 7:10-11, în care vorbește despre căsătoria creștină. Și iată ce spune Sfântul Pavel, textul. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul. Dragii mei, toți care sunteți aici, care ne veți auzi, ne veți vedea, ne veți asculta mai târziu, vă rog să rețineți acest lucru pe care l-am subliniat, acest cuvânt. Nu Apostolul Pavel spune celor căsătoriți, ci Dumnezeu. Ce spune? Femeia să nu se despartă de bărbat. Dar dacă se va despărți, iată, Apostolul Pavel vorbește și totuși de perspectiva divorțului. Dacă, de aceea am pus ultima problemă abordată, și dacă totuși se întâmplă. Dacă se va despărți să rămână nemăritată, tot să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase femeia. Avem aici două verbe în original, în textul original, fără el nu putem să înțelegem nicio traducere. Acest verb horizo de aici, să nu se despartă, aici este un infinitiv pasiv pentru cei care știu limba greacă, și a fiii mii, aici, să nu-și lase, ambele verbe. Vedeți ce avea limba greacă, ce posibilități de exprimare. Ambele verbe însemnează a alunga prin divorț sau a separa prin divorț. Împrumut Apostolul Pavel din terminologia, din literatura vremii. Din comoara de exprimare a cuvântului din vremea lui. Deci, femeia să nu se despartă prin divorț, să nu se separe de bărbat și bărbatul la fel. Și asta e perspectiva Apostolului Pavel cu privire la căsătoria creștină, la familia creștină. Mergem mai departe, care are încă o perspectivă foarte interesantă. Și anume, în 1 Corinteni 7:12-16, Apostolul Pavel se referă la căsătoriile mixte. Și aici are o altă perspectivă,
De fapt, ce erau căsătoriile mixte, ca să înțelegeți mai bine? Căsătoriile în care, în familia în care fie soțul, fie femeia erau creștini, dar unul nu. Și se întâmpla acest lucru, se devine o familie mixtă, fie pe parcurs, când unul se încreștina și celălalt nu, fie chiar prin căsătorie, când un creștin se putea căsători cu un păgân sau invers. Acestea erau căsătoriile mixte din 1 Corinteni. Dragii mei, pentru cei care știți mai multe teologie, sunt și teologi în sală, aceasta a fost una din problemele mari cu care Apostolul Pavel s-a confruntat legat de viața comunității din Corint. Problema familiei, în care o să, dacă citiți 1 Corinteni 7, veți vedea că Apostolul Pavel o lasă la un moment dat în porunca lui, altă dată în porunca lui Dumnezeu, foarte greu. Foarte greu de gestionat problema respectivă la vremea de atunci. Iată despre ce este vorba în căsătoriile mixte. Celorlalți le grăiesc eu, nu Domnul. Cum e cuvântul Apostolului Pavel. Dar spune că și eu sunt învrednicit de Dumnezeu cu credibilitate, și eu am har, și eu am spirit, de aceea și eu sunt vrednic de crezare. Dar acestora, spune Apostolul Pavel, că le vorbește el. Și ce spune el? Dacă un frate are o femeie necredincioasă și ea vrea să locuiască cu el, să nu se desparte de ea. Cuvântul de aici, necredincioasă, nu se referă la infidelitate, ci la, exact ce vă spuneam, la statutul de păgân, adică încă neîncreștinat. Și femeia, dacă are bărbat păgân, am spune noi aici, deci neîncreștinat sau iudeu, și el vrea să locuiască cu ea, să nu-și lase bărbatul. Fiindcă bărbatul necredincios, foarte frumoasă perspectiva Apostolului Pavel acum, bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă și femeia necredincioasă, deci păgână, iudaică, se sfințește prin bărbatul credincios. Aș vrea acest text, toți, căsătoriți și necăsătoriți, să-l puneți în adâncul inimii, ca să vedeți că și atunci când nu e vorba de motive trecătoare omenești, când este vorba de relația fundamentală cu Dumnezeu prin a fi creștin sau nu, nici atunci Apostolul Pavel nu îngăduie divorțul. Și puneți la inimă că cel credincios, datorită faptului că sunt una în familie, un singur trup, o singură ființă, îl sfințește pe cel necredincios. Și invers. De aceea, răbdare, încredere în Dumnezeu, că și cel mai puțin credincios poate prin cel credincios să fie sfințit. Și adus cândva și el la Dumnezeu. Mai departe, vine Apostolul Pavel cu o concluzie fantastică. Fiindcă, concluzivă este în limba, în original, fiindcă astfel copiii voștri ar fi necurați. Dar acum ei sunt sfinți. Nu sfinți, sfințenia este de două feluri. Sfințenia ca dat, primim în botez sfințenia virtual și sfințenia ca deziderat moral pe care o câștigăm pe parcursul vieții. De aceea când spune sunt sfinți, prin botez, în virtutea tatălui sau mamei credincioase, el este un sfânt. Adică i s-a dat posibilitatea virtuală să devină un sfânt. Ce-i familia creștină? Ce mister? Și mai departe, spune Apostolul Pavel, dacă însă cel necredincios, păgânul sau iudeul, se desparte, se desparte. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legați. Fiindcă ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui femeia? Și Apostolul Pavel este puțin, nu evaziv, lasă loc unor interpretări dincolo de ceea ce spunea înainte, dar îi amintește bărbatului, tu poți, dacă vrei, nu mai accepți un creștin lângă tine, te poți despărți. Dar, pentru că acolo nu era vorba de o familie creștină, dar nu poți tu să știi, sau nu vrei tu să știi că poți să-ți mântuiești soția sau bărbatul. Deși aici Apostolul Pavel lasă perspectiva
imposibilității divizării și în acest caz. Prin concluzia finală. Roman 7:2-3, ultimul text din Apostolul Pavel, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei atâta timp cât el trăiește, asta le spune romanilor, creștinilor din Roma. Dar dacă i-a murit bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. Și spune mai departe, prin urmare, ea se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat în timp ce bărbatul ei trăiește, dar dacă i-a murit bărbatul, este liberă față de lege, așa încât ea să nu fie adulteră dacă ia un alt bărbat. Deci, cu alte cuvinte, Apostolul Pavel pune punctul pe i. Divorțul este, sau se poate vorbi despre el, doar în cazul decesului. Aceasta este perspectiva Apostolului Pavel, perspectiva Mântuitorului Hristos. Știu că aveți un milion de întrebări, vorbim metaforic acum. Și sunt convins că la urmă să le puneți, o să răspundem le. Știu ce întrebări aveți acum, dar aceasta e perspectiva Bibliei. Aceasta e perspectiva Revelației. Aceasta e perspectiva lui Dumnezeu. Tu ca om ești liber să faci ce vrei cu Revelația. Ești liber să faci ce vrei cu Evanghelie. Dar nu ești scutit de consecințe. Statistici. Amintea și în a presențitul și vă rog câteva spre final, să, pe finalul conferinței, foarte scurt ce urmează, am să prezint. Iată în ce societate trăim. Iată cât de îngrijorați trebuie să fim. Tensie tinerele familii, mai ales. Iată de ce sunt importante aceste teme. Iată de ce trebuie să întâmpinăm deschis problemele societății de astăzi. Spuneam adesea, biserica acestui mileniu și biserica de mâine este biserica misionară care va ieși în societate, care vine spre om. Nu mai este biserica care îl așteaptă pe om spre vine spre ea. Nu. Poate a fost până acum. Biserica acestui mileniu, biserica de mâine, toți trebuie să știm asta. Preoți, ierarhi, toți. Este biserica misionară care merge spre lume. Pentru că lumea e provocată de atâtea alte probleme încât s-ar putea să nu te mai caute. Să fie ademenită de problemele cu care se confruntă. Și să sunt problemele arzătoare, acute ale societății. De ce familia? Pentru că de ea depinde societatea în care trăim. Ea este pilonul pe care e așezată societatea, baza, background-ul societății noastre. Și să nu sunt povești că abordăm problema familiei, sau abordăm problema avortului, sau abordăm problema divorțului. Eu uitați-vă, în iunie 2014, un divorț la două căsătorii. Deci cu câteva luni în urmă. Cu un an în urmă. Nici nu. În luna iunie 2014 au existat 6.033 de căsătorii într-o lună. Și 3.093 de divorțuri. Mai departe, în 2014 exista o înmormântare la fiecare 2 minute. O nuntă la fiecare 4 minute și 15 secunde. Institutul de Statistică, Institutul Național de Statistică dă aceste lucruri. Un divorț, ce este îngrijorător, la fiecare 15 minute și 45 de secunde. Știți că țara asta are statisticile ei? Pentru că ne interesează ce se întâmplă mâine cu noi. Chiar pe unii ne interesează, poate pe alții nu. Rata divorțului pentru al doilea mariaj, și aici este important, este de 60%. O să explic imediat. De aceea, foarte sumbră perspectiva, divorțez și găsesc fericirea a doua oară. O să vedeți imediat ce vă spun legat de acest lucru. Și rata divorțului pentru al treilea mariaj, 73%. Nici o perspectivă. Aproape. Mergem mai departe cu următorul slide, cu perspectiva, cu statistica. Durata medie a căsătoriei în România, iată cât este. 13,6 ani. Îngrijorător de puțin.
Mai departe, cauzele invocate pentru desfacerea căsătoriei, 3,3% infidelitate conjugală, 2,5% alcoolism, 2,3% violențe fizice, 3,5% cauze combinate, 23,9% alte cauze, 65% acordul părților. Parcă am rezolvat ceva, dacă ne-am dat acordul fiecare. Institutul Național de Statistică. Penultima problemă, soluții pentru evitarea divorțului. Avem? Pentru că totuși această statistică nu întâmplător am dat-o, ci ca să vedem cu ce ne confruntăm. Care e situația cu noi, în țara noastră? Și atunci sigur că ne întrebăm, avem soluții la divorț? Dragii mei, eu enumer câteva. N-am să le explic pe toate, poate o frază, două la fiecare, dar vă rog pe dumneavoastră, pe toți, să reflectați la posibile soluții. Am ales câteva mai importante. Sunt multe, să știți, dar am ales câteva mai importante. Prima. Toată lumea trebuie să știe și experiența vieții a arătat-o, divorțul este un joc cu doi perdanți. Nu e nici soluție, nici afacere, nici rezolvare, ci un șoc cu doi perdanți. Din cele ce urmează, o scurtă explicație vom avea. Iertarea și împăcarea sunt mai preferabile decât divorțul. Am ajuns într-un impas, iertăm și ne împăcăm. Mergem, dacă astăzi careva din cei care sunt în sală sunt în această sumbră perspectivă, mergeți când ieșiți de aici, luați o floare, vă duceți acasă și un cuvânt spuneți, doar unul singur, iertare, și s-ar putea după acest cuvânt să vină împăcare. Ce este soluția pentru problemele care există? Mai departe, înțelegerea celui de lângă tine ca fiind cealaltă jumătate a ta. Am spus acest lucru, dar vă rog să citiți, nu mai explic acum, am explicat în detaliu la prima conferință. Efeseni 5, 22, 33 acasă, ca temă. Și veți vedea ce însemnează să-l înțelegi pe celălalt ca cealaltă jumătate din tine. Și cum să te comporți față de el. Acolo este dat exemplul lui Hristos față de biserica sa. Și spune că Hristos s-a dat pe sine pentru ea, ca să o facă frumoasă, să o curățească. Și spune mai departe Apostolul Pavel, extraordinar, cum Hristos și-a iubit biserica, gata de jertfă pentru ea. Așa și voi, bărbaților, să vă iubiți femeile voastre. Și apoi, după ce bărbatul astfel și-a iubit femeia, femeia îi spune în final, femeia să se teamă de bărbat. Dar nu să se teamă, ce înțelegem noi. Și adesea la cununie, când se citește acest apostol, vedem cum se cotesc și mirișina și oarecum atrăgându-i atenția, vezi, să te tem de mine. Uite ce spune. Nu să ne temem în sensul acesta, ci cum biserica, adică noi toți, ne temem în sensul că nu cumva în respectul pe care îl avem față de cel care a murit pentru noi, să-i greșim cumva. Ce asta e tema, teama, că nu cumva să-i greșești cumva celui care face acest lucru pentru tine, adică iubirii jertfelnice a bărbatului. Textul din Efeseni este extraordinar. Numai el necesită o conferință. Dar amintiți-vă, prima conferință am insistat asupra acestui text. Jertfa reciprocă pentru înțelegerea, pentru a-l înțelege și a-l accepta pe celălalt. O, aici este o întreagă filozofie. Ce înseamnă aceasta? Jertfa reciprocă pentru a-l înțelege pe celălalt și a-l accepta așa cum este. Dragii mei, și am aici, vedeți, pastă de dinți. Am să vă explic despre ce este vorba.
poate unii bănuiți deja. Jertfa reciprocă. Nu suntem nici unul perfecți. Nu există om perfect. Fiecare avem scăderi, dar trebuie să faci o jertfă. Și jertfa trebuie să fie reciprocă pentru a-l înțelege pe celălalt. Dar spun jertfă reciprocă, adică dacă un lucru din ceea ce te caracterizează, dacă o slăbiciune a ta, dacă o greșeală a ta, dacă un neajuns al tău îl deranjează pe celălalt, de dragul iubirii, încearcă să te jertfești și să eviți așa ceva. Și atunci totul este perfect, mai departe. Dar dacă jertfa nu e reciprocă, mereu scuzând, acesta sunt eu, n-am ce să mai fac, s-ar putea, la un moment dat, celălalt să ajungă la culmea răbdării. Și atunci ești vinovat de acest lucru. Că n-ai făcut, n-ai îmbunătățit minusul tău, minusul vieții tale. Nu suntem perfecți. Și ce-i cu pasta de dinți? Dragii mei, eram la studii în Germania, și la vremea respectivă eram singurul preot ortodox și în orașul în care eram, Diaconischenberg, a făcut pentru ortodox o capelă. Și eram singurul preot acolo ortodox și erau niște studenți greci ortodoxi și atât. Dar veneau la acea capelă și câțiva oameni din oraș. Și așa am ajuns să cunosc nu numai oameni din Erlangen, ci și din Bamberg, din Nuremberg și așa mai departe. Cu care... cu mulți dintre ei până astăzi sunt în relație. O familie destul de în vârstă m-a chemat odată, adică m-a oprit odată soțul și mi-a spus: părinte, o familie aproape de 50 și ceva de ani, spre 60, părinte, eu divorțez de soția mea. Dar de ce divorțați de soția dumneavoastră? Aveți o vârstă, vă apropiați, uitați, de pensie, acum lucrați, aveți o casă, aveți totul, de ce divorțați? Părinte, nu mai suport. De ce nu mai suportați? Părinte, o viață, i-am spus, să nu prindă pasta de dinți de la gât, ci de la capăt. Și n-a făcut. Și, părinte, eu sunt un om ordonat. Și când intru în baie, de fiecare dată, tot tremur, transpir și mă gândesc cu răutate la ea. Și divorțez. Și atunci, ce credeți că am făcut? Desigur că am luat legătura și cu doamna personal. Și apoi m-am dus la ei acasă. Și am spus, între altele, exact ce v-am spus și dumneavoastră, nu suntem perfecți, dar dacă soțul dumneavoastră dorește, când intră în baie, să vadă pasta de dinți întreagă, nu gâtuită, ci de la margine, faceți asta pentru el. Nu pot, părinte. Dar cum nu puteți? Nu pot. Deci, dar pentru dânsul. Că uitați-vă, pentru lucru minor vă destrămați căsnici. Pentru dânsul faceți asta. Ori de câte ori intrați în baie și luați pasta de dinți, amintiți-vă că trebuie să faceți ceva pentru soțul dumneavoastră. Ca el când intră aici să se gândească cu plăcere la dumneavoastră. Pentru el faceți-o. Deci educați-vă în așa fel încât atunci când vedeți pasta de dinți să vă gândiți la el. Și de dragul lui, pentru liniștea lui, nu mai gâtuiți. Au făcut, a făcut ea așa. Și a mers bine căsnicia lor, am plecat, nu mai știu dacă a revenit la același procedeu de a lua pasta de dinți. Sigur că acestea, cred că sunt și printre noi. Exemplu. Putem să avem o referire la el. Mai mult, vinovat fără vină și nevinovat cu vină. Nu explic. Vă rog, acest joc de cuvinte să-l aveți în vedere înainte de a spune divorțez. Să vedeți cine e vinovatul fără vină, pe care îl facem vinovat, și cine e nevinovatul cu vină. Și atunci vom ști ce avem de făcut pentru a îndepărta nuanța acestor sintagme. Și, dragii mei, nu în ultimul rând, reflectarea la suferința copiilor.
Vreau să spun ca preot, din experiența mea puțină câte este, o multă, mama să se gândească înainte de a divorța, indiferent cât de greu este, că dacă are un copil sau doi sau trei, indiferent de câte ori s-a recăsătorit, nu aduce pe cineva în casă. Și acel cineva e tata. Aduce un bărbat, poate bogat, frumos, chipeș, sau urât, cu o poziție în societate sau nu, atât aduce în casă. Pentru copilașul ei, pentru copiii ei, nu-l aduce niciodată prin divorț pe tata. Și să știți că există o suferință teribilă a copiilor. Pe ei nu interesează ce spune noi despre soție sau despre soț. Când ne certăm, nu interesează. Pe ei interesează un singur lucru. Când părinții își aruncă invectivele, că mama este jignită sau tata este jignit, că mama e bajocorită sau tata e bajocorit. Atât îi interesează pe ei. Nu îi privesc toate motivele noastre. Cu atât mai mult, când a plecat tata, autoritatea tatei, și când a plecat protecția mamei, drama copiilor. Gândiți-vă nu de două ori, nu de trei ori, nu de patru ori, nu de cinci ori, de 100 de ori, de 1.000.000 de ori. Păi, dacă altceva nu vă interesează, să nu uitați un lucru. N-aduceți mama în familie și nici tata în familie prin divorț. Și e cumplită, să știți, suferința ta ca mamă și ca tată când vezi că celălalt, într-un fel sau altul, străin fiind copilului tău, îi se adresează într-un fel sau alt. Întotdeauna mama va accepta cuvântul dur al tatălui, dar nu va accepta în veci, indiferent cât de mult l-ar iubi, cu ghilimele, pe cel pe care l-a dus în casă. Nu va accepta niciodată nici cel mai mic cuvânt de jignire la adresa copilului. Clipa aceea se năruie multe, de aceea se desfac căsătoriile două ore și trei ore, mai ales unde sunt copii. În clipa aceea se năruie o lume. Când tu, ca mamă și ca tată, vezi că lipsește din sufletul copilului celălalt, tata sau mama. Înainte de a hotărâ, așa cum poate, chiar acum vă gândiți mulți, mâine mă desfac, mă despart și încep o altă viață. Nu încep nicio viață mâine. Ba da, încep o altă viață. Dar o dramă a vieții și o dramă pentru copiii tăi. Ultima problemă pe care, dacă totuși se întâmplă divorțul, ce să facem? Prima problemă sau primul pas. Obiectivitatea analizei fenomenului. Ce înseamnă aceasta? Foarte logic, dacă totuși ai ajuns aici și n-ai putut să salvezi nimic. Foarte clar și logic să analizezi ce ai pierdut. Pentru că s-ar putea să fi făcut totul tu și să nu fi putut să salvezi căsnicia ta și cel de lângă tine, într-adevăr, cu tot efortul tău, cu toată credința ta, cu toată încrederea pe care ai avut-o, dacă te-a bajocorit, te-a părăsit, nu prea ai pierdut mare lucru. Și atunci trebuie să te întrebi ce ai pierdut și ce poți pierde prin divorț. Și să nu mai pierzi măcar ce ți-a mai rămas. Mai departe. Evitarea monologului răzbunător adesea întâlnim în astfel de situații, când, mai ales când femeia sau soțul e părăsit, mă refer la acest lucru, ceva de genul, iar rădiu lui sau ei, cine sunt eu și ce am făcut eu. Știți ce faceți atunci? Nimic altceva decât să vă concentrați toată ziua
pe o sincopă a vieții. Tot efortul, tot ceea ce faci să dedici celui care te-a părăsit și să nu te întorci pe tine însuți sau însăți în prezent. Nici într-un caz, dacă există un astfel de fenomen, să nu fim preocupați de a îi arăt eu. Adică monologul răzbunător, că de fapt numai cu tine stai de vorbă, că celălalt nu te ascultă și nici nu-l interesează. Te-a părăsit, a plecat. Concentrarea pe prezent. Adesea medicii spun că în astfel de situații de părăsire apare imediat depresia. Așa este. Dar ca să eviți depresia, trebuie să te concentrezi foarte bine la tot ceea ce am spus înainte și la alte multe lucruri care sunt legate de divorț. Și atenție, cum spuneam, la suferința copilului. Atenție înainte, iar dacă totul s-a întâmplat, atenție măcar de acum. Mama și tata, chiar dacă ne-au părăsit, nu sunt de înlocuit. Nu pot să fie înlocuiți. Pot să fie lângă copilul tău o femeie bună, înțelegătoare, un bărbat bun, înțelegător, dar nu e inima mamei și nici a tatălui. Și încrederea în Dumnezeu. Nu dispera. Dacă totuși într-o astfel de situație ai ajuns. Și ultimul slide, mesajul pentru lume. Pentru noi cei de astăzi. În fața problemelor cu care ne confruntăm, în fața amenințărilor familiei, am să vă dau un text din Ezechiel, din capitolul 33, versetul 6. Acest text ne spune și de ce suntem aici, și de ce ați venit aici, și de ce am participat și altă dată, și o să mai venim. Și acest text să fie un leitmotiv al vieții. Multe ne amenință, multe obstacole sunt ridicate în calea vieții noastre. Iată ce spune profetul Ezechiel. Dar dacă cel ce stă de strajă va vedea sabia venind și nu va suna din trâmbiță, și poporul nu se va păzi și sabia va veni și va lua un suflet dintre ei, atunci sufletul acela a fost prins din pricina nelegiuirii acestuia, de cel care n-a trâmbițat. Iar eu, zice Domnul, voi cere sângele din mâna celui ce stă de strajă. Noi suntem străjerii. De aceea să sunăm trâmbița în societatea în care trăim. Acolo unde suntem fiecare, să sunăm trâmbița vis-a-vis de pericolele care ne așteaptă. Un suflet, dacă s-a pierdut. Și câte nu se pierd prin divorț. Dacă n-am sunat trâmbița, noi aici, în biserici, pe stradă, la servici, acasă, prin rugăciune, prin relația de prietenie, de colegialitate, un suflet pentru care dacă ai fi tras, ai fi sunat trâmbița, ar fi putut fi salvat, un suflet pierdut îl va cere Dumnezeu din mâna ta. Noi suntem străjeri. Și închei până în tuturor. Pe un singur drum n-avem voie să pășim în viață. Este drumul de la altar la divorț. Evanghelia lui Iisus nu se propovăduiește în fotoliu. De aceea, în lume, sunăm trâmbițele, jertfim crezul și viața pentru Evanghelia lui Iisus și pentru sufletul unui om. Drumul de la altar la divorț să nu-l bătătorească nimeni.